În acest clip vom rezolva împreună uh, subiectul întâi de la testul 1 din testele de antrenament pentru bacalaureat propuse de minister. La exercițiul 1 avem un număr A și trebuie să arătăm că acesta este un număr natural. La exercițiul al doilea avem o ecuație de gradul al doilea și trebuie să aflăm parametrul M pentru care soluțiile ecuației sunt numere reale apoi avem de rezolvat o ecuație logaritmică, apoi avem de aflat numărul de elemente ale unei mulțimi, știind că aceasta are exact 45 de sumulțimi cu două elemente. La exercițiul 5 trebuie să aflăm aria unui triunghi, iar la exercițiul 6 trebuie să rezolvăm acea ecuație trigonometrică. Haideți să începem cu exercițiul 1. Subiectul întâi, Exercițiul 1. Avem numărul a egal cu 4 plus 3i, totul la puterea a doua, plus 3 minus 4i, totul la puterea a doua, și trebuie să demonstrăm că a este un număr natural. Pentru început, vom desface parantezele folosindu-ne de formulele de calcul prescurtat, bine știute de altfel, și anume a plus b totul la a doua este egal cu a pătrat plus 2ab plus b pătrat, iar a minus b totul la a doua știm că este a la a doua minus 2ab plus b la a doua. De aceea, haideți să vedem ce vom obține aici. Avem a egal cu, 4 la puterea a doua plus 2 ori 4 ori 3i plus 3i totul la puterea a doua plus 3 la puterea a doua minus 2 ori 3 ori 4i plus 4i totul la puterea a doua. Și vom obține 4 la 2 este 16 plus... 2 ori 4, 8 ori 3 este 24i. Știm că i la puterea a doua este minus 1, de aceea aici avem 3 la puterea a doua care este 9 și vom obține minus 9, plus 3 la a doua este 9, minus 24i, așa cum am spus, i la puterea a doua fiind minus 1, vom obține minus 16. Observăm că minus 9 se reduce cu 9, 24i se reduce cu 24i, 16 cu 16, de aceea obținem că a este egal cu 0, adică a este un număr natural. Continuăm cu exercițiul al doilea. Trebuie să aflăm cel mai mare număr întreg m pentru care soluțiile ecuației sunt numere reale. Avem ecuația x pătrat minus 11x plus m egal cu 0, trebuie să aflăm un număr întreg m cel mai mare, astfel încât soluțiile ecuației x1 și x2 să fie numere reale. Pentru că x1 și x2 sunt două soluții reale, și pentru că nu este precizat dacă acestea să fie distincte sau nu, noi știm că soluțiile unei ecuații de gradul al doilea sunt soluții reale atunci când delta este mai mare egal decât 0. Când delta este mai mare decât 0, ecuația are două soluții reale și distincte, iar când delta este egal cu 0, ecuația are două soluții reale egale. Pentru că nu este precizat în enunț cum sunt soluțiile, vom considera că delta este mai mare egal decât 0, iar form formula pentru discriminantul ecuației este B pătrat minus 4 ori A ori C, astfel încât pentru această ecuație A, adică coeficientul lui X pătrat, este 1, B-ul, adică coeficientul lui X, este minus 11, iar C-ul, și anume termenul liber, este M, de aceea, delta va fi minus 11 totul la a doua, Minus 4 ori 1 ori M și vom obține delta egal cu 121 minus 4 M. Așa cum am spus, delta trebuie să fie mai mare egal decât 0, de aceea obținem că 121 minus 4 M e mai mare egal decât 0. Adunând 4 M, vom obține că 121 e mai mare egal decât 4 M. Împărțind relația la 4, vom obține 121 supra 4 este mai mare, egal decât M. Cu alte cuvinte, M trebuie să fie mai mic decât 121 pe 4, care știm că este aproximativ 30 și ceva. Nu uităm faptul că M trebuie să fie un număr întreg, de aceea. Cel mai mare număr întreg cu această proprietate este 30. Deci, m va fi 30. Continuăm cu exercițiul al treilea, cu ecuația logaritmică. Avem logaritm în baza 7 din 7x plus logaritm în baza x din 7 este egal cu 3. Este foarte important ca la orice ecuație logaritmică, primul lucru pe care să-l facem este să punem condițiile de existență pentru funcția logaritmică. Și haideți să vedem care sunt acestea. Dacă avem logaritm în baza a din x, condițiile de existență sunt. Cantitatea trebuie să fie pozitivă, iar baza logaritmului este pozitivă și diferită de 1. Astfel încât, pentru primul logaritm, observăm că condiția de existență este ca 7x să fie mai mare decât 0. Asta înseamnă implicit că x e mai mare decât 0, iar pentru al doilea logaritm. Se observă că baza, adică x, trebuie să fie mai mare decât 0 și diferit de 1, de aceea obținem că x este un număr pozitiv, dar diferit de 1. Asta înseamnă că x aparține intervalului 0 plus infinit, mai puțin 1. Pentru că avem o sumă de logaritmi cu baze diferite, va trebui să transformăm unul dintre logaritmi astfel încât baza să fie aceeași. Și haideți să vedem. Observăm că aici cantitatea este 7x, iar baza este 7, pe când aici baza este 7 și cantitatea este x. De aceea putem apela la formula, la formula de inversare a bazei cu cantitatea, și anume, logaritm în baza a din x este egal cu 1 supra logaritmul în bază x din a. Astfel încât aici vom avea logaritm în baza x din 7 se va transforma în 1 supra logaritm în baza 7 din x. De asemenea, reamintim formula pentru suma a doi logaritmi cu aceeași bază. Logaritm în baza A din X plus logaritm în baza A din Y se transformă în logaritm în baza A din X, ori Y. Astfel încât, dacă vrem să transformăm primul logaritm, având o înmulțire în interiorul cantității, putem să aplicăm formula pe care am scris-o mai devreme, și anume logaritm în baza 7 din 7 plus logaritm în baza 7 din x. Pentru că știm că logaritm în baza a din a este 1, aici vom obține 1 plus logaritm în baza 7 din x. Cred că acum este momentul să rescriem ecuația și să vedem ce vom obține. Și avem 1 plus logaritm în baza 7 din x plus 1 supra logaritm în baza 7 din x este egal cu 3. Putem deci să scădem 1 și vom obține logaritm în baza 7 din x plus 1 supra logaritm în baza 7 din x este 2. Observăm că necunoscuta este logaritm în baza 7 din x. Iar pentru a ușura uh, rezolvarea putem să notăm acest logaritm cu un t. Astfel încât vom obține t plus 1 pe t egal cu 2 aducând la același numitor, obținem t pătrat plus 1 supra t egal cu t, egal cu 2, astfel încât t pătrat plus 1 egal cu 2t, ceea ce înseamnă că t pătrat minus 2t plus 1 este 0. Observăm că s-a format un pătrat perfect și anume t-1 minus totul la pătrat este 0, asta înseamnă că t-1 este 0, de aceea putem spune că t este 1. Să nu uităm ce am notat cu t. Am notat acest logaritm, de aceea va trebui să revenim la notație. Și anume, voi muta puțin această cerință. Avem logaritm în baza 7 din x egal cu t, pentru că asta este notația pe care am făcut-o, iar t-ul obținut este 1, iar de aici obținem că logaritm în baza 7 din x este 1, ceea ce înseamnă că x este 7. Și verificăm întotdeauna dacă x se află în mulțimea pe care am găsit-o la început. x trebuia să fie în intervalul 0 plus infinit mai puțin 1, de aceea soluția acestei ecuații este într-adevăr 7. Continuăm acum rezolvarea cu exercițiul numărul 4. Determinați numărul de elemente ale unei mulțimi, știind că aceasta are exact 45 de submulțimi cu două elemente. Să spunem că avem o mulțime A, deci fie A o mulțime nevidă iar cardinalul mulțimii A este un număr N și trebuie să aflăm N știind că A are exact 45 de submulțimi cu două elemente. De aceea știm că numărul de submulțimi ale unei mulțimi cu N elemente se calculează folosind combinările și vom avea combinări de N luate câte două, pentru că știm că submulțimile trebuie să aibă două elemente și trebuie să obținem 45. Haideți să vedem, să ne reamintim formula de la combinări. Dacă avem combinări de N luate câte K, vom avea N factorial supra N minus K factorial ori K factorial. Aplicând această formulă, vom obține n factorial supra n minus 2 factorial ori 2 factorial este egal cu 45. Haideți să ne reamintim ce înseamnă n factorial. n factorial înseamnă produsul tuturor numerelor naturale de la 1 până la n. Asta înseamnă că avem 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori puncte, puncte, puncte ori n. Înaintea lui n știm că se află n minus 2 și n minus 1. De aceea, pe n factorial îl putem scrie ca n minus 2 factorial ori n minus 1 ori n. Această scriere ne ajută foarte mult în rezolvarea acestei ecuații pentru că vom putea efectua simplificarea dintre n minus 2 factorial și n minus 2 factorial, astfel noi rămânem cu o ecuație foarte ușor de rezolvat. Întotdeauna, ca să vă dați seama mai ușor, trebuie să vă gândiți care dintre acești doi termeni este mai mare. Pe cel mai mare îl vom scrie în funcție de cel mic, astfel încât pe n factorial îl scriem ca n minus 2 factorial ori și ne gândim cu cât trebuie să completăm până la n. Și vom avea n minus 1 ori n supra n minus 2 factorial. 2 factorial știm că este 2 egal cu 45. Simplificăm astfel încât vom avea n minus 1 ori n supra 2 egal cu 45 echivalent cu n minus 1 ori n egal cu 90 ceea ce înseamnă că n pătrat minus n minus 90 este egal cu 0. Rezolvăm această ecuație de gradul al doilea. A este 1, B este minus 1, C este minus 90. De aceea, delta va fi minus 1 totul la puterea a doua, minus 4 ori 1 ori minus 90, astfel încât delta este 1 plus 360, iar delta ne dă 31. Iar radical din delta, adică radical din 361, este 19. Nu ne rămâne decât să aflăm soluțiile ecuației. Vom avea N1, 2, sunt minus B, adică 1, plus sau minus radical din delta, adică 19, supra 2A, adică 2. Prima soluție pe care o găsim este 1 plus 19, adică 20 pe 2, 10. Iar a doua soluție este 1 minus 19 pe 2, care înseamnă minus 9. Dar pentru că noi vorbim de numărul de elemente, știm că n trebuie să fie un număr natural. Chiar în acest caz, n trebuie să fie mai mare egal decât 2. De aceea, singura soluție potrivită este că n ia valoarea 10. La exercițiul următor, la exercițiul 5, avem punctele A de coordonate 2 și 2, B de coordonate minus 4, 4 și C de coordonate minus 4, 0 și trebuie să aflăm aria triunghiului ABC. Haideți să ne reamintim. Dacă avem un punct A care are coordonatele X, y, A, Y, un punct B de coordonate X, B, y, B, și un punct C care are coordonatele X, C, Y, C, putem să calculăm determinantul obținut cu ajutorul acestor coordonate și anume xA, yA1, xB, yB1, xC, yC1, iar aria triunghiului ABC este egală cu 1 supra 2 sau jumătate din modulul determinantului obținut mai sus. Haideți să calculăm împreună acest determinant și vom avea 2, minus 2, 1, minus 4, 4, 1 și minus 4, 0, 1. Aplicând regula triunghiului, vom obține 2 ori 4 ori 1 plus minus 4 ori 0, ori 1 plus minus 2 ori 1 ori minus 4 minus, pentru că acum vor merge la diagonala secundară, minus 4 ori 4 ori 1 minus minus 4 ori minus 2 ori 1 minus 2 ori 1 ori 0. Haideți să vedem ce obținem. Avem 8 plus 8 Plus 16, minus 8, astfel încât obținem 24. De aceea, aria triunghiului ABC este 1 pe 2 ori modul de 24. Modul de 24 este 24, avem 1 pe 2 ori 24. Simplificând, vom rămâne cu 12. Deci, aria triunghiului ABC este egală cu 12. Haideți să vedem și ultimul exercițiu. Această ecuație trigonometrică avem cosinus de x ori sinus de pi pe 2 minus x minus sinus de x ori cosinus de pi pe 2 minus x egal cu 1 pe 2 și x se află în intervalul 0 pi pe 2. După cum putem observa în partea stângă, acest termen din partea stângă, acești doi termeni din partea stângă mai precis, seamănă cu o formulă trigonometrică și haideți să vedem cu care dintre ele, pentru că avem produs dintre două funcții trigonometrice diferite sin cos atunci vom apela la formulele sinus de a plus b și sinus de a minus b. Pentru că între ele avem minus, avem nevoie de formula sinus de a minus b. Și vom obține sin de a ori cos de b minus cos de a ori sin de b. Aplicând această formulă, ne putem da seama că acesta este a-ul nostru, iar acesta este b-ul astfel încât membrul stâng îl putem strânge în sinus de pi pe 2 minus x minus b, adică minus x, egal cu 1 pe 2. Vom obține sinus de pi pe 2 minus 2x egal cu 1 pe 2. Având Sinus de pi pe 2 minus o cantitate, ne amintim formula de transformare a sinusului în cosinus. Sinus de pi pe 2 minus x este egal cu cos de x, astfel încât aici vom avea cos de 2x este egal cu 1 pe 2. Rezolvăm această ecuație trigonometrică și vom obține că 2x este egal cu plus minus... Arc cosinus de 1 pe 2 plus 2 capi. De aceea 2x este egal cu plus minus, arc cosinus de 1 pe 2 este pi pe 3, adică 60 de grade plus 2 capi. Astfel încât împărțind relația la 2, vom obține că x este plus minus pi pe 6 plus Kpi. Dar știm că x se află în intervalul 0 pi pe 2, astfel încât, haideți să vedem cele două situații. Dacă x este pi pe 6 plus pi. transformând într-o inegalitate, vom obține că x, adică pi pe 6 plus k se află între valorile 0 și pi pe 2, unde k este un număr întreg. Voi rescrie acea relație 0 mai mic decât pi pe 6 plus k pi, mai mic decât pi pe 2. Scăzând pi pe 6, vom obține o relație echivalentă cu minus pi pe 6 mai mic decât k pi, mai mic decât pi pe 2 minus pi pe 6. Dacă aducem aici la același numitor, vom obține că minus pi pe 6 este mai mic decât ca pi, care este mai mic decât, aici obținem 3 pi pe 6 minus pi pe 6, ceea ce înseamnă 2 pi pe 6, simplificând vom obține pi supra 3. Împărțim relația la pi, astfel încât vom avea că minus 1 pe 6 este mai mic decât acel k mai mic decât 1 pe 3. Știm că acest număr k este un număr întreg, de aceea k poate lua doar valoarea 0, astfel încât x este pi pe 6 plus 0 ori pi, adică x este pi pe 6, valoare ce se află în intervalul 0, pi pe 2. Mai apoi trebuie să vedem cazul al doilea, când x este minus pi pe 6 plus pi. Știm că x se aparține intervalului 0, pi pe 2. Transformând într-o inegalitate vom obține că Minus pi pe 6 plus pi se află între 0 și pi pe 2. Adunăm pi pe 6. În membrul stâng obținem pi pe 6, mai mic decât pi. Mai mic decât, dacă amplificăm aici, vom obține 3pi pe 6 plus pi pe 6, adică 4pi pe 6. Împărțim relația la pi și vom obține că 1 pe 6 este mai mic decât K, care este mai mic decât 4 pi pe 6. Știm că acest K este un număr întreg, de aceea trebuie să, aici îmi cer scuze, trebuia să nu mai fie pi pentru că am împărțit relația la pi. Observăm că între 1 pe 6 și 4 pi pe 6, și 4 pe 6 nu există niciun număr întreg, de aceea K... Nu poate lua nicio valoare pentru acest caz. În final, din relațiile 1 și 2, obținem că singura soluție acestei, a acestei ecuații trigonometrice este când x-ul este pi supra 6.